așa ce începem, tema pentru acasă. Tema pentru acasă și iată-ne la clasa nouă. Pentru nouă. Astăzi suntem în 16. Mi-a spus David, dacă așa știu. Sau da. Mario. 16 a 10 2017. Angel, ați spus, da? Tot e egalitate, copii? Da. Tot cu Titus mai are spus, da? Nu? Pe altcineva acum. Altcineva. Eu din nou spun că trebuie să o vedem în egalitatea, să ne dea un timp de ea, că nu știu eu dinainte. Ce ține egalitate? Care e coș și bunia coș. Fie jvaț. Da, fie azi, domnul profesor Gris. Fie inegalitatea, coș și bunia coș. Tu bun le faci, nu? Așa. Jvaț scrie. Cusă. Da, cu ce? Cu să. Da? Bunia coș. Da, să, domnul Gris, ca bani. Bun. Dite, ce sună? Jvaț, cusă. Fie A1, A2, puncte, puncte, AN și B1, B2, puncte, deci puncte, fie AN. A1, A2, puncte, puncte, AN și un alt șir B1, B2, puncte, puncte, BN. A fără ce numele reale. Așa, numele reale, n-am nicio restricție, deci toate vă spune numele reale. Atunci, A1 ori B1. A1 ori B1. Plus A2, A2 ori B2. Plus puncte, puncte, plus AN ori BN, pătrat, și mai mic egal decât A1 pătrat, plus A2 pătrat, plus puncte, puncte, plus AN pătrat, se lângă B1 pătrat, plus B2 pătrat, plus puncte, puncte, plus BN pătrat, da? Așa stă este recalitatea, după și bunea cu o scăjoață. Acum, odată, domnul profesor, așa s-au vă și demonstrat? Am zis că facem demonstrația mai încolo. Mai încolo. E complicat. E complicat. Dar hai să ne amintim noi ceva. Să vedem dacă fac și eu negriștiu, dacă mă amintesc, da? Dacă nu mă amintesc, o să vedem mai încolo. Facem așa, da? Bun. Este adevărat că AX minus B totul la pătrat e mai mare egal ca 0, oricare ar fi X real. Da. Sigur că da. Ceva la pătrat, indiferent ce pui acolo, totdeauna, indiferent de orice X real și indiferent de A și B. Și indiferent ce, oricare ar fi A și B. Asta e adevărat. Chestiunea asta, hai să o duc la pătrat, vine A pătrat, X pătrat, minus 2ABX, plus B pătrat, e mai mare egal decât 0. Am picat la pătrat, din nou. Prima parte la pătrat, de două ori până la partea la doua, plus partea a doua la pătrat. Vă mai amintiți, în anul trecut, când ați făcut ceva cu funcția de gradul 2, rădăcini și nu știu ce, făceam noi așa. Adică aș vrea să vă propun următorul lucru. Dacă aveți x pătrat minus minus x plus 1, x pătrat minus x plus 1, cum cu delta și să încercam să aflăm rădăcini, dar dacă v-aș întreba așa, x cum vi se pare asta? Este totdeauna pozitiv sau nu? Am făcut minimum, maxim, expresii, nu știu ce, ne jucam noi cu chestiile astea. Dar x pătrat minus x plus 1, dacă aș încerca să fac un pătrat perfect, cum ar arăta? Deci x la a doua, x la a doua, plus 2x, plus x, ori 1 pe 2, de 2 ori prima parte, ori a doua, deci întreg 1 pe 2 ăsta. Da. Făceam artificii de astea de calcul. Deci x pătrat minus de 2 ori x ori 1 pe 2, că x 2 cu 2 simplifică și rămâne x-ul de la început. Și plus 1 pe 4, când trebuie bine pentru favoarea pe asta, plus 1 pe 4. Plus 1 pe 4 și minus 1 pe 4. Plus 1. Și plus 1. Corect. Și egal mai departe, x minus 1 pe 2 totul la a doua, plus 1. Plus 1 minus 1 pe 4.
Musulmanii nu suferă pe patru și interveniți, fiți, urmăriți-mă, eu greșesc foarte des. Deci, plus 1 pe 4 mi-a făcut binomul, x minus 1 pe 2 tot la pătrat, și mie plus 1 minus 1 pe 4 face plus 1 minus 1 pe 4. 3 pe 4. Deci egal cu x minus 1 pe 2, totul la pătrat, plus 3 pe 4. Și dacă aș nota, absolut îți pierd de x expresia asta. Așa. Care e minimul real de x aici? 3 pe 4. Minimul este 3 pe 4. De ce? Pentru că ceva la pătrat e pozitiv. Am uitat numele. Bristena. Bristena. O să fie o problemă. Învăț. Bristena. Deci, gândim așa. Asta e totdeauna pozitiv și cu 3 pe 4 e mai mare egal decât 3 pe 4. Deci e mai mare egal decât 3 pe 4. 3 pe 4 când asta este 1 pe 2. Și de aceea spunem că minim de f de x, minimul lui f de x egal cu 3 pe 4 și se realizează minimul ăsta pentru, devine, ating minimul ăsta pentru x egal cu 1 pe 2. M-am amintit, repet, când făceam chestia asta. Ce părere aveți dacă îl calculăm pe delta aici? Cât va fi delta? De pozitiv sau negativ? Asta mă întreb. Găsim rădăcini? Credeți că există vreun x pentru care asta devine 0? Iată întrebarea. Există x 1 și 2 numere reale? Nu. De ce? Pentru că 0 plus 3 pe 4 face 3 pe 4. Deci, dacă ar fi să facă 0 vreodată, vreun x, ca să facă 0... E pozitiv, 3 pe 4. Da? Dar eu zic 0 aici și toată partea asta. Și dacă ar fi chiar și 0, tot e 1. Da. În concluzie, cea mai mică valoare 3 pe 4, dar cum să facă vreodată 0? Că dacă atinge pentru 1 pe 2 valoarea 3 pe 4, în rest e totdeauna mai mare. Corect. Orice x-a și locui. Deci nu există x-ul nu-și doar așa încât f de x facă 0. Uh-huh. Adică ecuația nu are rădăcini. Păi n-are, delta nu e negativ acolo. Asta-i. Când noi rezolvăm ecuația cel și minus 1, 2, egal cu minus b, plus sau minus radical din delta, supra 4a. V-am amintit formula, da? X1 egal cu minus b, plus sau minus radical din delta, supra 4a. Și dacă delta e negativ, n-are rădăcini. Corect. Deci, radical din urmă negativ nu există. Ăsta e și motivul pentru care nu există x reale. Nu există niciun x. Deci delta. Ia să vedem la noi delta d pătrat minus 4ac. D pătrat minus 4ac. Egal cu minus 1 la pătrat ar fi. Deci egal cu minus 1 la pătrat. Vă rog să puneți întrebări că eu merg... Deci dacă ceva nu vei clar, spune întrebați. De ce nu? Deci b pătrat minus 1 la pătrat minus 4 ori 1 ori 1 minus 4 face 1 minus 4 și egal cu minus 3. Deci, atât, valoarea lui delta este minus 3 și delta fiind negativ, de ce nu? Altfel spus, când avem o ecuație de gradul 2, delta ne dirigează. Dacă e pozitiv, strict mai mare ca 0, înseamnă că adun și scad, deci există două rădăcini distincte. Dacă e 0, înseamnă că nu mai adun și scad nimic și am o singură rădăcină dublă, x1 va fi egal cu x2 și dacă delta e negativ, nu există rădăcini. Deci pentru mi-am amintit asta, pentru ax pătrat plus bx plus c egal cu 0, pentru ecuația așa, ax pătrat plus bx plus c egal cu 0, pot stabili următoarele. 1. Delta este strict mai mare ca 0. Da? Delta strict mai mare ca 0 rezultă că există x1 diferit de x2 și le găsesc concret. X1, x2 reale, da? X1, x2 reale. Și care sunt cele două? Păi una este la delta acolo cu plus și alta e cu minus. Nu? Când zicem x1, 2 egal cu... Și care va fi prima? X1 egal cu minus b plus radical din delta supra 2a. Și a doua rădăcină x2 egal cu minus b minus radical din delta supra 2a. 2. Când delta este egal cu 0, supra 4a. Supra 4a.
La 4-a sau la 2-a? La 4-a. La 4-a? La 4-a sau la 2-a? La 2-a. Sigur, la 2-a. Nu știu. La 4-a. Da, a zis mai înainte 4-a și de aceea nu profesor. A spus pe tablul supra 4-a. A spus pe 4-a? Da. Am greșit atunci. Mai înainte, da. Și de ce nu m-ați... Nu, tot trezit, acum s-a trezit, pentru că ai 2 aici și 4 acolo. Am greșit, atunci. Deci acolo este greșit să... Da, 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 și atenție multe. Corectați, nu lăsați să greșească, da? Nu lăsați, dar apar greșelile astea. Prea 2 aia, corect. Atenție și... În momentul de față... Trebuie să dați pe primul, pe prima căsuță, nu pe... Da, pe prima căsuță. Da, pe prima. Bun. Și când delta egal cu 0, nu mai adunăm să scap nimic. Și atunci avem că x1 egal cu x2 și egal cu minus b supra. Cele două rădăcini sunt egale. Iar dacă delta e neg 3, când delta e negativ... Nu avem. Nu există radical într-un număr negativ. Deci nu există rădăcini. Nu există x1, x2. Nu există rădăcini reale. Mă întorc la șmecherea asta. Ax minus b totul la pătrat, mai mare egal decât 0. Tot timpul, indiferent orice x, aș spune. Atunci cum s-ar traduce ea, dacă ori la pătrat? Bine, am spus-o undeva, aici este, da? Delta, ce părere aveți? Delta cum trebuie să fie aici, fiindcă nu am tot timpul e pozitiv? Da. Dacă ar fi delta pozitiv. Ca să fie pozitiv. Da, dacă delta ar fi pozitiv, asta exista rădăcină. Ar exista niște x1 și x2 pentru care asta ar fi egal cu 0. Diferite. Ori, datorită faptului că nu există, e totdeauna pozitiv, indiferent ce x locuiesc eu, aici este echivalent cu scrierea că delta este mai mic sau egal ca 0. Și varianta cu egal o am prins. Deci, faptul că nu există rădăcini, n-am pe x1 și x2. Diferite. Da, diferite. Înseamnă că delta e negativ. Păi de ce am spus? Când delta... Nu există acele rădăcini. Adică niciodată nu va fi egal cu 0, decât în extrem când x egal cu b pe a. Aici când e egal... Exact. Când x1 și x2 și minus b pe a. Egal cu minus b pe a, da? Da. Păi foarte interesant. Ce, cum s-ar traduce asta? Ar fi 4AB, că ăsta e B-ul acum, pentru ecuația asta de gradul 2. Coeficientul lui X, adică. Coeficientul, B-ul. Nu? Așa zicem, coeficientul lui X la pătrat. 4A la 2B la 2, atunci. Așa. Minus 4AC. Da, față. Deci, delta mai e echivalent. Haideți să vă spun încă o dată. Ăsta este rolul, în ecuația de gradul 2, rolul lui B este tot ce este în fața lui X. Coeficientul, adică, ați înțeles? Bx, ai acolo. Uite, când avem, ecuația este așa, a x pătrat plus bx plus c. Cine este b-ul? Coeficientul x. Cine este a-ul? Coeficientul x pătrat. Cine este c-ul? Termenul liber. Și la noi? La noi? Cine este b-ul? Coeficientul lui x este toată partea asta. 2b. Ai înțeles eu, nu? Vrei să-l înțeles? Da. Bun. Deci 2AB este, da? E bine, voi spune și eu, minus 2AB la pătrat, minus 2AB la pătrat, e, așa se formă, B pătrat la delta. Da? B pătrat minus, minus 4AC. Da. Dar cine e A-ul ăla? A pătrat. A pătrat. Și cine e C-ul? C pătrat. Termenul liber, adică, da? Pardon, B pătrat. B pătrat. 4 a pătrat, B pătrat. Bun. Să fie mai mic egal decât 0, așa. Echivalent, hai să o scriem într-un alt mod. Cât ar veni? 4. 4 a pătrat. B pătrat. B pătrat. Minus 4 a pătrat. Egal pătrat aici. Nu vă urmăresc. Nu mă urmăresc. Nu urmărești. De ce nu urmăști? Că nu știi unde vreți să ajungeți ca să ajungă ele la temă. Să ajungă ele repede la temă. Da. Vreau să vă demonstrez inegalitatea. Hai. Asta deci, este motivul. Ridică la pătrat acolo, Mirna. 4 a pătrat de pătrat. 4 a pătrat de pătrat. Minus. Minus? 4 a pătrat de pătrat. 4 a pătrat de pătrat. Mai mic egal decât 0, da?
Da, mai mic e da. Da. În continuare, scris inegalitatea până la sfârșit de o vorbă. Am tradus-o. Da. Mai mic egal de 0, 4 în 4. Și atunci știți ce devine. A pătrat, B pătrat, e mai mic egal decât A pătrat, B pătrat, azi aici, da? Care e egal. Este chiar cu egalitate aici. Chiar cu egalitate. Este una și aceeași chestie. Mare lucru n-am arătat aici. Dar mi-am pregătit terenul pentru următoarea chestie. Eu am să iau nu o singură relație de asta. Am să iau așa. A1x minus B1. Acum începe adevărat demonstrația. A1x. Cred că mă descurc așa să vedem așa. A1x minus B1 la pătrat. E mai mare egal ca 0. Oricare ar fi x de A. Da? Apoi, A2X minus B2 la pătrat, e mai egal ca 0, oricare ar fi X real. Și indiferent de A și cu 1 și A2 și B1 și B2 reale. Da? Și tot așa devine, oricare ar fi A1, B1 real. Asta la aici. Și așa mai departe. Hai să mai pun pe ultima ANX minus BN, totul la pătrat, e mai mare egal decât 0, oricare ar fi X real. Și sigur, oricare ar fi așa... AMBN. Echivalent, hai să ridicăm la pătrat pe cele N relații și apare aici. A1 la pătrat, X pătrat, adevărat? Prima parte la pătrat. Minus de 2 ori A1 de 1 ori x plus. Și plus B1 pătrat e mai mare egal ca 0. La fel, A2 pătrat x pătrat minus 2 A2 B2 x plus B2 la pătrat e mai mare egal ca 0. Și în sfârșit, ultima pe care scriu, A n la pătrat x la n plus minus x la pătrat. A n x pătrat, corect. Minus 2 a n de n x plus de n pătrat, nu e mai egal decât 0. Frac linii și le-am dorit. Acum ce vă șterg? Ștergem deasupra aici. Dar așa este asta. Nu așa este că de la ele am plecat. Da. Ștergem asta. Așa. Ce las inegalitatea. Da. Asta pot să așa, 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 așa. Inegalitatea ai... O lași, pentru că la ea ajungem acum. Așa, și ce lasă, da? Da. Aici. Da. Și acum... Hai să ne adunăm. Miruna în dictează. A1 pătrat, X pătrat. Dacă le adun pe toate, x pătrat. Ce cu x pătrat și scot în factor comun pe x pătrat și a să fie x pătrat. Da. Sau hai să scriu A1 pătrat plus A2 pătrat plus puncte, puncte, plus A1 pătrat, Miruna. Ori x pătrat, e bine? Da. Mm-hmm. Minus... Bristena. Bris. Ziceți-i bris. 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 Bristena. Ce scoatem de aici? Pe x. Doar pe x, fără 2, da? Da. Și atunci apare ce? Putem să scoatem și pe 2. 2, da? Deci minus 2 pe lângă A1 pe 1. 2, 2. Deci să punem la sfârșit. Dacă am zis 2, vreți să-l pun aici? De regulă, ca să fie coeficient, x-ul să pun la sfârșit. Știți cum am pus la x pătrat la sfârșit? Spunem și aici, da? Da. Cum l-am pus aici, spunem și aici. Plus A2 B2, Cristina, plus puncte, puncte, vorbește. A, N, B. Așa. Ori X, nu? Corea. Și plus Bristena, Corea, plus... Plus B1 pătrat. N-am ce faci. Aici doar i-adunăm. Plus B2 pătrat, plus B2 pătrat. Plus puncte, puncte, plus Bn pătrat, mai mare egal decât 0. Corect, ne-am adunat. Dar dacă toate erau pozitive, și asta e mai mare egal ca 0.
Nu? Și poate a fost mai mare ca 0, poate a fost 6 mai mare ca 0, oricare ar fi x real. Și indiferent de a i ăștia și de i real. Oricare ar fi niște numere acolo, că doar de ei provin. Da. Și dacă se întâmplă așa la o ecuație de gradul 2, că o pot urmi ca o ecuație de gradul 2 aici. X pătrat, x în termen liber. Cine este rolul lui A? Asta este. Cine e rolul lui B? Cine joacă? Asta este. Și termen liber? Asta. Să spun ca un om, nu? Nu. Când se întâmpla să fie mai mare, indiferent ce x? Când delta e negativ. Da. Deci echivalent asta, cum ar spune, delta e mai mic egal decât 0. Amintesc. Nu am rădăcini dacă delta nu am sau egale când delta e mai mic egal decât 0. Asta ce ar însemna? Delta. Cine e delta? De pătrat minus 4ac. Adică tot ăsta la pătrat. Tot ăsta. Ce ar însemna asta tot la pătrat? 4 pe lângă A1B1 plus A2B2 plus puncte. AMBN totul la a doua minus 4 ori 4 la a doua plus a doua la a doua plus a doua 4 pe lângă okay. Tot ăsta, da? 4 pe lângă a 1 pătrat plus a 2 pătrat plus puncte plus plus a e pătrat pe lângă pe lângă ce? B1 pătrat exact, plus pe lângă B1 pătrat plus B2 pătrat plus puncte plus VN pătrat este mai mic egal decât 0. Că am schimbat semnul. Că am pus aici, mama. Noi am scris delta acum. Și am pus delta e B pătrat minus 4 AC. B pătrat. Mai mic egal ca 0. Da. Noi asta am înlocuit aici. Ei, și putem învăță prin 4. Da. Egal cu 4. Și pe asta aduc în partea cealaltă. Și de asta. Și de asta. Nu astfel. Asta e demonstrația ei. Asta e demonstrația. Deci inegalitatea. Asta este cea pe care v-am și demonstrat-o. Am plecat de la niște lucruri pe care le știam de anul trecut, am legat un pic lucrurile și știți că eu vi s-a părut dificil, dar nu a fost dificil, numai că voi v-ați încărcat cu ideea nu ne interesează. Corect. Nu ne interesează. Dar o să vedeți cum cât e fapt. Nu ne ajut demonstrația asta, ca să zică. Credeți că nu... Nu ne ajută demonstrația. Ne greșiți, nu? Da. Da. Dar așa cum am vrut să să înțelegeți demonstrația, că este important să știi de unde vine, cine a visat-o, cum s-a întâmplat de s-a adus acolo. Da? Că acum pot să vă știu, profesor, mai puțin inegalitatea, da? Da, inegalitatea. Și acum să trecem la aplicații ale acestea. De ce ai șters, mă? Dar vedeți că ceva cred că v-am șters, domnule. Nu, nu. Nu ai șters nimic. Aici cu B1 astea? Sunt numere reale. Și deci nu e nicio problemă. Da, poate și fie A1B1 numele aia. Și A1B2 numele aia. Lasă, ca să face parte din numele inegalitatea. Deci asta, dacă vrei, poftim. Aceea arată așa, indiferent ce A1, A2, AN și BN folosit. Bun, și foarte mai inegalitate care aveți de lucrat. Da. Câte aveți? Multe. Mai te facem de aici, pe care și pe din urmă? Corect. Eu vă propun să facem din manual, că sunt gradate de regulă. Da, mai când odată, cum știți cum am lucrat noi atunci, inegalitățile interesante, așa, nu odată încă trei, și apoi din manual. Hai! Păi eu vă propun nimeni să facem. Și din manual și după aceea de că din putem duce acolo, să ne blocăm chiar în prima și... Și pierdem tot timp. Eu vă spun că trebuie să ne încălzim un pic pe inegalitatea asta. Din manual, Jătris. La 3A spune x la 3A plus y la 3A. X la 3 plus Y la 3 plus... Mai mare sau egal. Așa. X la 2 ori Y plus XY la 2. Să demonstrăm așa. Prin teorema asta? Acolo vrea să ne ducă. Eu nu prea înțeleg cum funcționează ea. Hai să o luăm pentru 2. Da, acolo sunt pentru numere. Acolo sunt pentru numere. Pentru asta, oricare ar fi el natural, da? Oricare ar fi el natural. Hai să luăm pentru
A1 B1. Și A2 B2. Și A2 B2. Ia pe ce te vine? A1 B1 plus A2 B2 de la 2 mai mic. Deci vine A1 B1 plus A2 B2 totul la A2 mai mic egal decât A1 plus A2 A1 pătrat plus A2 pătrat. E una. Mm-hmm. Pe lângă B1 pătrat plus B2 Dacă asta este provocația lui Chebyshev, atunci ne concentrăm pe așa ceva. Dacă nu... Dar zice să o demonstrăm cu masă? Dar ce zice? Cum sună sarcina? Să se arate inegalitatea. Atunci nu avem sarcina. Deci nu avem așa ceva. Ne putem gândi... Noi ca cum să facem. Noi o avem ca inegalitate. Urmează să vedem... Ducem ăstea, x la 2 ori y plus y la 2 în partea cealaltă și o să avem x la 3 a minus x la 2 y minus x la 2 vreau să te uiți, imediat, vreau să te uiți, oricare ar fi x, y reale sau ce e acolo? Ce numere reale pozitive. Așa. X, Y aparțin lui el plus. Da, numele reale pozitive. Dar ce v-ați spus? Asta înseamnă că e inegalitatea medidă? Da. Deci... Nu știam nici aici. Așa, așa nu s-a auzit nimic. Nu am nicio inegalitate. Eu formul. Este o inegalitate pe care trebuie să o demonstrăm. Dar nu la nevoie medidă sau... Nu știm. S-ar putea să avem nevoie de ea. Apar nu am. Dar precizarea aceea că numere pozitive este pentru mine un semnal că mă pot gândi la inegalitatea mediului, inegalitatea mediului fiind cea care mi-a oferit posibilitatea. Ce am mai făcut noi? O ducem în partea cealaltă acum. Zi, totul, da? X la 3, da. X la 3 minus X la 2 Y minus X, Y la 2 plus Y la 3 mai mare egal ca 0 și noi știm că asta este o formulă și X minus Y totul la 3. A fi așa. Așa e. Dar nu e așa. Dar nu e așa. De ce nu e așa? E cu 3x la 2y. Și nu sunt semnele. Și nu e cu minus plus, nu e așa. Așa e, uite cum ar și sesizat. Aceea care știai tu era x la 3 plus 3 minus 3x pătrat y plus 3xy pătrat minus y la a treia, care se așează ca fiind x minus y, totul la a treia. Nu? E binomul atunci, la cub. Deci, nu e adevărat, da. Nu, adică, ce am făcut așa, dar nu... Atunci, din primele două, dăm factor comun x la a doua, și bine. O să avem x minus y, și din a doua, y la a doua, și o să avem y minus x. Deci o să avem x la a treia, x la a doua pe lângă x minus y, de acord? Da. Plus, minus y la a doua pe lângă x minus y. Pe lângă x minus y. Mai mare egal ca 0. Să fie mai mare egal ca 0. Și atunci avem x minus y pe lângă... Poate pe x minus y echivalent, poate spune x minus y la a doua pe lângă x plus y. X minus y pe lângă x pătrat minus y pătrat. Și x minus y la 2. Ar vine x, păr, x minus y pătrat pe lângă x plus y, da? Da, mai mare egal ca 0. Care este mai mare ca 0? Oricare ar fi x și y din el pus. Dar de ce, da, de ce a cerut? De ce, de ce din el pus? Ce-o fi vrut autor? Că nu, pe noi nu ne deranja. Ba da, aici e adunare. X-ul și y-ul să fie pus. Acum nu trebuia x la 2 minus y la 2? Da, da. Dar și descopusul. X la 2 minus y la 2 face x minus y pe lângă x plus y și aveam un x minus y de așa. Deci a fost așa, x minus y, Cristina. X minus y pe lângă x pătrat minus y pătrat. Nu? Așa e, de acord. Dar x minus pătrat minus y pătrat are și la ea, la rândul da. X minus y și am pus la pătrat. Intervine, face un bine, știi? Maxim pentru cei care vizionează filmul. Dar că... Dacă și păi, nu a ieșit asta. Da. Aici puteți întreba, că ne consultăm aici. Da, ai înțeles ce s-a întâmplat. Da, x la 2 minus y la 2. Cu cine este egal? Pe x minus y, pe lângă x plus y.
Și x minus y era o dată și mai este un x minus y, faci x minus y tot la pătrat, pentru că x plus y. E adevărat asta, da? Da. Oricare ar fi x și y reale. Și eu întrebam, de ce nu lăsați el reale, pur și simplu, de ce pozitive? Ca să fie x plus y pentru că x plus y acolo? Sigur că da. X plus y, ăsta care trebuie să asigur e pozitiv. Ăsta e pozitiv indiferent de x și y. Dar x plus y înmulțit acolo, dacă nu e pozitiv, nu, nu se trece jocul. Deci asta e demonstrația la inegalitatea asta. Deci asta e inegalitatea, așa demonstrată. Super. Din nou, minunat, după ce o sesizat că nu se poate și se păcărise prima variantă, insistă. Hai să vedem în continuare, că doar n-am făcut decât atât. Am greșit acolo, n-avem 3-3-ul ăsta, nu pot forma binomul și nici nu te încălzea prea mult, că binomul la a treia, chiar dacă ar fi fost cu 3-ul acela, la a treia tot nu era o treabă deșteaptă, că la a treia depinde, dacă e negativ, face negativ, dacă e pozitiv, face pozitiv. Ei, și era pozitiv că erau date ieri pozitiv. Nu, dar x minus y. Multe. Asta spun. Chiar dacă ar fi fost 3-3, dacă ar fi fost deșteaptă inegalitatea așa, tot n-ar fi fost un caz fericit, pentru noi tot timpul adevărat. Și atunci ceea ce face? Bun, am ajuns până aici și scoate x pătrat. Uitați că este o inițiativă bună. X pătrat pentru x minus y. Pe y pătrat pentru x minus y. Sesizăm că un x minus y iese în față. Rămân doar x pătrat minus y pătrat, care se așează x minus y pentru x plus y. Și iată, frumos, s-a așezat. Ne-am încălzit un pic. Următoarea inegalitate. Inegalitatea următoare. X supra y pe 2. X supra y la 2. Y la 2. Plus y supra x la 2. Y supra x la 2. Mai mare să vedem decât 1 pe x. Plus 1 pe y. Plus 1 pe y. Plus 1 pe y. Să o aducem la o formă mai simplă, da? Să vedem ce și cum se așează. Și ia să vedem, echivalentul. Zic. Putem amplifica la 1 pe x cu x și la 1 pe y cu y. Și aici să facem și aceeași mișcare. Și aici deja facem. Nu putem grupa, adică să avem 1 pe x la x supra x la 2. Să aducem același numitor ca x la 2, y la 2. Numitorul comun. Peste tot x la 2, y la 2, peste tot. Da. E o idee. În care ziceți, nu mai pere în timpul de bucăți. Și atunci amplificăm aici cu x la 2, aici cu y la 2, nu? Acolo cu x ori y la 2 și aici cu x, x la... ori y la 2. Y cu ori y la 2. Corect. Deci devine ce? Devine x la 3. Vorbește... Bristena. Bristena. X la 3 supra... Plus. Plus. Primul și numărul. Dar mă întreb despre x, y, ce ai? Tot așa este. Este x, y, sunt pozitive reale. Bun. Deci x la a treia plus y la a treia. Deci, atenție, oricare ar fi, x și y, îi aparțin lui el plus. Steluții chiar. Că nu au voie să fie 0. X la a treia plus y la a treia, mai mare ca la ai spus tu, mai devreme. X ori y la a doua. X ori y la a doua. Plus y ori x la a doua. Și mai am demontat-o mai sus. Este cea de mai sus. Demontarea. Da? Ce să mai pierdem timpul? Am ziceam, și cum s-a făcut aceea? Ați văzut cum? La punctul anterior, sau ce scrieți? Da. Demonstrația. Demonstrația la punctul A. Următoarea. Egalitatea. Bine ușește din bătătă. Cum a făcut autorul pe asta? Păi de aici au plecat și au împărțit prin x la a treia, y la a treia, sau produsul acela, x pătrat, y pătrat, invers. Au împărțit din produsul x pătrat, y pătrat. Și au distribuit numitorul și ieșit cea din ei. Deci o luată pe ea de bază și o... Deci dintr-una în alta. Deci nici au fost să spuneți dacă voi ajungeți la același numitor și dacă ajungeți la cea din aici. Și ați observat tot că este cea din aici. Nu mai